Există tratamente, nu știu, remedii naturale pe care putem să le încercăm așa în primă instanță, în perioada aia în care zici tu că ar fi bine să urmărim, să așteptăm și să urmărim, să vedem ce se întâmplă. Putem Da. ajuta cu remedii naturale? Putem să, mai bine decât cu antibiotic, din prima și fără recomandare. Da, aceste remedii naturale pot să prevină apariția recidivelor, în primul și în primul rând. Contează foarte mult, pot să-ți dau un exemplu, dacă e copil mare, poate să facă gargară cu sare, cu apă caldă, poate să bea ceaiuri multe, dar atenție, nu foarte fierbinți, pentru că pot să inflameze și mai tare țesutul respectiv, poate să folosească pulbere de turmeric, lichen islandez, diverse siropele. Asta poate să facă și să ajute vindecarea în acest proces. Poate să folosească inclusiv produse apicole, care au rol în întărirea imunității. Deci poate să facă mai multe lucruri pentru copil, să-i curețe bine nasul, poate să-l aspire corespunzător și atunci se diminuează inflamația la nivelul mucoaselor.